Se face în mai puțin de 10 minute și ai nevoie de doar 3 ingrediente. Hai să-ți arăt cum să pregătești una din cele mai populare înghețate din lume, și anume înghețata Oreo. Este cea mai simplă rețetă de înghețată pe care am făcut-o și celor mici le-a plăcut foarte mult. Nu mai spun că este perfectă într-o zi toridă de vară. Cremoasă cu un gust intens. Dar hai să nu mai stăm la discuții și să ne apucăm de treabă. Am folosit un pachet mare de biscuiți Oreo cu cremă dublă. Poți folosi și original, însă datorită faptului că aceștia au mai multă cremă, înghețata va avea un gust mai intens. Dacă îți place această rețetă, apasă butonul de like și cel de urmărire, pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Cu ajutorul unui cuțit, i-am sfărâmat. Dacă vrei, te poți ajuta și de un blender, însă mie îmi plac bucățile mai mari în înghețată, ca să-i simți gustul. Într-un bol încăpător am pus 450 de grame de smântână pentru frișcă rece. Am adăugat 2 linguri cu zahăr pudră. Poți pune mai mult sau mai puțin în funcție de preferințe, însă pentru gustul meu este perfectă. Puțină vanilie, care este opțională, și am mixat totul. Încearcă să nu amesteci foarte mult. Te rog să mă urmărești și pe Instagram. Mă găsești yummy.expert. Am adăugat biscuiți mărunțiți. Mai lasă și 2-3 biscuiți pentru decor. Și am incorporat totul ușor cu o spatulă. Nu amesteca foarte mult. Cât să incorporezi? Într-o tavă rezistentă la congelator, am pus toată compoziția, am presărat biscuiții mărunțiți și am băgat tava în congelator pentru aproximativ o oră sau până când vezi că a ajuns la consistența dorită. Lasă mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre această rețetă. Poftă bună, vă pup!